Da. Reclama este sufletul comerțului. Ne-am întors după reclamă la Agroștiința cu Leo și Flori. La prima emisiune din anul 2024. Sperăm că o emisiune interesantă și cu diverse provocări pentru mediul de afaceri al fermierilor și pentru autoritățile publice. Și sperăm că anul 2024 va fi mai bun pentru toți, nu numai pentru fermieri, și pentru noi cei din presa agricolă, și pentru cetățeanul și consumatorul de rând, să fie un an mai bun, pentru că ați observat că toată lumea discută despre ridicări de prețuri, creșteri de prețuri, pentru plafonarea prețului la produs, la anumite produse de origine animale sau de cereale, ce au o măsură politică, care a fost luată cu bune și cu rele, totuși și-a atins puțin ținta. Dar toate astea fără știință nu se poate. Și tot de la domnul Constantin Tilon de la Câmpul Moldovenesc o să spun o epigramă și după aia să reluăm legătura la Timișoara cu Nicoleta. Ci că domnul Tilon spune așa: glia strămoșească, zboară absolvenții stol către zările senine și a rămas pământul gol ca să crape de rușine. Ce facem, Nicoleta, cu învățământul pe Universitar Agricol? Și știi de ce am pus întrebarea? Da. Chiar m-a întrebat la o postare zilele trecute, chiar mi-a scris cineva, încă nu am răspuns pentru că nu știu ce să răspund. M-a întrebat, n-ați mai scris, n-ați mai făcut nimic cu liceele agricole. Mă gândeam zilele trecute că în 2 luni de zile s-a prelungit de 3 ori termenul de depunere pentru, special pentru liceele agricole, pentru proiectele prevăzute cu finanțare prin PNRR. N-a avut toc și hârtie, Nicoleta. Sunt bani puțini. Nu sunt bani puțini și chiar nu pot să înțeleg, 100% nerambursabil, da, să ne înțelegem, și chiar nu pot să înțeleg de ce continuăm să ne plângem la modul cel mai sincer și nu folosim pârghile pe care le avem la dispoziție ca stat membru al Uniunii Europene și să accesăm acești bani. Liceele agricole, știm foarte bine efortul nostru de a schimba mentalități și de a le aduce în opinia publică până la urmă, pentru că s-au implicat foarte mulți colegi. A fi oricine să fie elev la un liceu agricol până la a fi mândru să fii un elev la liceul agricol a fost un efort destul de mare din partea noastră. Și am avut colegi care s-au implicat de la viața satului, de la firmele de profil care s-au implicat în evenimente, de la stațiuni de cercetare. Nu mai zic domnul Valeriu Tabără, care a fost tot timpul lângă noi și a mers la fiecare eveniment. Chiar și da, un profesor, tatăl tău, academicianul Dragomir, care a venit la eveniment să susțină acest demers. Societate civilă. Am mișcat masele, nu cred că e puțin lucru să adun la o ladă 300 și ceva de oameni interesați să susțină un liceu agricol. Și asta s-a întâmplat în fiecare comunitate în care am fost și este un regret personal. Mi-aș dori să pot face mai mult. Noi am reușit atunci să schimbăm, practic, legislația. Ducem la schimbarea unei legi. Legea educației și în ziua de azi liceele agricole primesc finanțare. Nu ne arogăm, vezi, Doamne, meritele astea. A fost până la urmă decizie politică care s-a creat prin acțiunile proiectului. Dar am avut și oameni decidenți care au gândit și au dat seama că fără învățământ pe Universitatea Agricol nu mai există, că dacă te uiți la universitățile de științele ale vieții, ai să te uiți că mare majoritate nu sunt absolvenți de liceu agricol. Ei acum, unii pe surse, să spunem pe știri pe surse, ca să nu spunem ca și o știre, să nu facă alții break news cu ce spunem noi, pe surse, ei au ajuns să predeie la nivel de liceu și acest lucru se datorează faptului că nu mai vin cu specialitatea la cei de specialitate, oameni care deja știau, care știau deja meserie. După 4 ani de liceu agricol este imposibil să nu știi cum arată vaca. Deci te duci la liceu agricol de specialitate, te înceai veterinar și o să spună că vaca este mov și marmota făcea pachetele de ciocolată. Sunt licee agricole care depun în continuare eforturi foarte mari pentru a se menține pe linia de plutire și pentru a da sens exact acestei meserii, pentru că dintr-un liceu agricol, dintr-o școală profesională agricolă, practic trebuie să ieși cu meseria în mână. Și dacă decizi să urmezi studii universitare, și mă bucur enorm că mai sunt copii de acum câțiva ani care erau
clasa 9, 10, 11 și clasele terminale, care astăzi sunt studenți la agronomie și ne mai transmită din când în când ceea ce fac și mă bucur să văd că, cum zic, măcar unul din 10, dacă am câștigat și eu un câștig pentru viitorul agriculturii. Tot asta spun și uităm. Mulți îmi spun și mie, da, vorbe, nu. Au fost fapte. Din păcate, toți trebuie să facem un efort, pentru că nu este doar interesul meu și al lui Leo și al lui câțiva ziariști din agricultură care am pus suflet în asta. Trebuie să fie un efort comun și să vină și din partea fermierilor, și din partea autorităților locale, din partea Ministerului Educației, în primul rând, să reconsidere învățământul preuniversitar agricol, pentru că altfel nu ne va fi bine. Acum, Nicoleta, te-am adus unde vreau să te aduc eu de la început. În două chestiuni. Una, învățământul preuniversitar agricol și învățământul universitar agricol, pentru că este o componentă foarte importantă de dezvoltare a agriculturii românești. Și a doua, partea de sol, ce înseamnă aurul negru al României. Și nu spun ca o chestiune de fără valoare sau fără un înțeles. Deci, în agricultura românească, factorii de producție sunt cel mai important e factorul uman și al doilea este pământul. După aia venim, vorbim despre tehnologie, după aia vorbim despre ploaie, după aia vorbim despre orice. Deci, cum vezi tu aceste două elemente? Pentru că deocamdată am început puțin subiectul, l-a evitat când am spus de OSPA și am spus, eu părerea mea și la colegii de specialitate au zis că oficiile de studii pedologice ar trebui să rămână independente. Și nu un privat să facă asta, acele studii pedologice, pentru că privatul întotdeauna va avea alte interese decât cele naționale, zic eu, și partea de preuniversitar agricol și cu învățământul universitar agricol. Te-am. Nu suntem noi jurnaliștii și chiar vreau să punctez chestia asta. Presa agricolă este o presă specializată. De multe ori ne confruntăm în meseria noastră cu replici destul de acide din partea, chiar și din partea unor fermieri, că nu suntem noi în măsură să ne dăm cu părerea. Trebuie să punctez că poate suntem mult mai în măsură decât alții să ne dăm cu părerea, pentru că noi, majoritatea, de exemplu, membrii din Asociația Presei Agricole, facem meseria asta de peste 20 de ani. În 20 de ani am făcut mai multă muncă de teren decât mulți alți, nu neapărat agricultori, dar posibil și acest lucru, sau cei care se dau mari agricultori. Și este, să zic, avantajul mare al meseriei noastre, să adunăm informații de peste tot și să putem compara astfel ceea ce se întâmplă. Și nu doar în România, ci și în alte state din Europa și nu numai. Când vezi ce fac alții, că se confruntă cu probleme similare, întrebi ce soluții găsesc ei la aceleași probleme cu care se confruntă fermierii noștri. Și sigur că noi prezentăm toate aceste informații exclusive de cele mai multe ori, pentru că în rest nu nimeni să vină, mă refer la presa generalistă, să vină cu alt gen de informații sau informații specifice legate de agricultură. Și atunci este normal să spun, ca jurnalist de presă agricolă, că da, îmi pot permite să scriu despre agricultură și despre activitatea unui fermier, atâta timp cât, în timp de 20 de ani, am învățat carte și meserie lângă fermier. Deci Bine. este, să zic, un gând pe care mi-am dorit foarte mult să-l transmit apropo de presa agricolă. Și marea majoritate celor care activează în presa agricolă și în Asociația Presei Agricole, marea majoritate au și studii de specialitate. Asta trebuie specificat, pentru că trebuie să știi să utilizezi termenii din meserie, pentru că te întreabă unul care e diferența între bou și un taur și ai să te uiți ca bou la poartă nouă, dar lăsăm, de asta o să explic după emisiune. Care e diferența între un bou și un taur. Ideea este că noi încercăm să facem alt fel de jurnalist, dar trebuie să spunem și lucruri pe nume, pentru că vedem cu ce pățesc fermierii în fermă și suntem cei mai aproape de ei, zicem noi, și cred că și asta este adevărul. Și cred că o să ne întoarcem la o altă chestiune, lăsând deoparte partea de producție.
cred că suntem stat, singurul stat din Comunitatea Europeană care avem o lege a mirosului. Și noi știm și ieșim, da, noi ca fermieri ieșim și ne plângem că și am depus hârtii la minister că, dar în schimb, pe cei care i-am sprijinit tot timpul și care ne reprezintă la nivelul Parlamentului au votat legea mirosului. Și vă rog frumos, arătați-mi și mie, stimați cetățeni, cum poți să măsori mirosul? Am mai avut discuția asta. Și încep oamenii să-și închidă fermele pentru că le miroase. Ați văzut, este o problemă și în Franța, că au câștigat un proces că le-a pus să cânte cocoșul mai încetul, că de ce cântă cocoșul la 5 dimineața? O să facem un cocoș care să fie mecanic să cânte după cum vrea cetățeanul de la bloc. Mă, sigur, în orice comunitate și în orice zonă, extinderea imobiliară impusă de necesitate, că asta este, ne mulțim, nu știu dacă și în România se întâmplă chestia asta, în orice caz fenomenul de migrare dinspre zona urbană spre zona rurală există peste tot. Inepția asta cu legea mirosului, abuzurile care se fac și cu ordinul, vestitul ordin 119/2014, despre care noi am, da, și am scris de, numai noi știm, și nu doar am scris, ci am avut inițiative de modificare a unor prevederi. Și amenințări, și amenințări, nu? Și amenințări. Da, produc, da, da, și produc abuzuri în continuare. Chiar acum am în lucru o anchetă jurnalistică cu privire la două cazuri de genul ăsta care au ajuns în instanță și nu vă puteți imagina ce motiv, mă refer la distanța dintre fermă și ultima casă de locuit. Au altă inepție și până la urmă toate lucrurile, adică îți asum că te duci la țară și te muți de la bloc la casă, în mediul rural, păi asumă-ți că acolo sunt animale, asumă-ți că înaintea ta, acolo de zeci de ani se practica agricultură, nu poți să vii tu să-mi impui, gata, dărâmă-ți cotețul, mută-te în afara satului, nu știu cât de departe în afara statului, pentru că eu vreau aer curat și liniște, că de-aia m-am mutat la țară. Asumați că viața la țară, din fericire, încă mai există. Spun din Dar fericire știi ce că au spus? Dacă mai venim cu astfel de inepții, nu se știe cât va mai exista. Știi ce au spus polonezii când a fost în discuție la ei legea și nu s-a pus? Discuția a fost în felul următor. La țară miroase altfel față de la oraș. Și normal. Pentru că la oraș ai un miros, la țară ai alt miros. Și atâta timp cât mirosurile sunt diferite, bun, și percepția este diferită. Eu, ca inginer zootehnist, o să vă spun că miroase foarte frumos când mă duc într-o fermă de poși de găini sau de vaci. De când un cetățean care n-a văzut decât la televizor găina și vaca, o să spună că miroase foarte urât, pentru că el nu are altă comparație. Dar eu mai zic că unde miroase baligă, miroase bani. Și uitați-vă în gospodăria țărănească, uitați-vă la țară, că am ajuns să nu mai avem baligă. Deci nu mai avem baligă, nu mai avem oameni, nu mai avem bani. Și trebuie să ținem cont, ne plângem că o ducem din ce în ce mai rău, dar trebuie să ținem cont că în perioada interbelică și în perioada, mă refer la prima criză mondială din anii 30, mă refer în perioada comunistă, cetățeanul de la țară, gospodarul la țară a ținut o cetățeanul de la bloc și a ținut aproape toată economia rurală și știu ce zic când spun că cetățeanul de la țară a susținut din punct de vedere alimentar, cel puțin pe perioada comunistă, a ținut cetățeanul de la bloc. Și acum m-am dus, nu o să dau denumire, când aveam noi niște discuții acum 10 ani în urmă, 11 ani, prin care se spunea că anumite supermarketuri o să fie la localități mai mari de 2.000-3.000 de localități, 3.000 de locuitori. Am fost acum recent într-o localitate, acum o săptămână în urmă, un supermarket într-o localitate de 1.000 de locuitori și ghiți ce cumpăra țăranul român. Cumpărați saleam, conservă, tocană de legume, deci mi-am făcut cruce. Deci cât am stat o oră și ceva acolo, mi-am făcut cruce ce poate să cumpere țăranul român. Deci dacă tu ai tăiat porcul acum în decembrie și tu în ianuarie, la începutul ianuarie, tu n-ai o pastramă, n-ai un cârnaț, ne-am dus mama masii de națiune. Păi, acum sunt două situații. Ori ai tăiat porcul și l-ai mâncat deja, sau n-ai mai avut ce tăia, că foarte bine că am ajuns să importăm într-o țară consumatoare de porc, cum este România, peste 90% din ceea ce consumăm. Trist. Da, pentru că avem o lege a reproducției și pe pasăre și pe porc, care a rămas aninată pe undeva. Corect?
Da, situațiile sunt diverse, comoditatea și așa mai departe. Cas. Lipsa de educație, din păcate, și o spun încă o dată, atâta timp cât tu, ca în calitate de consumator, da, eu locuiesc la țară, nu locuiesc în Timișoara, locuiesc la o distanță de Timișoara, locuiesc la țară. Principala mea sursă, și nu o spun doar pentru că, vezi, Doamne, trebuie să dau eu un exemplu bun, principala mea sursă de aprovizionare sunt producătorii locali. Sigur că mă duc și la magazin. Hai să nu fim absurzi. Avem produse pe care le cumpărăm și din supermarket. Dar încerc, pe cât posibil, produsele de bază să le iau de la producătorul local. Cred că Și aici, avem, cred din că aici, fericire, cred că aici publicul ar fi o local. datorie a noastră, a celor din presa agricolă, să vorbim la următoarea ședință, să facem o campanie la nivel național, să noi tot spunem separat așa, dar ar trebui să facem o campanie la nivel național cu privire la consumul de produse românești. Deci, și Sunt prima foarte oară. mulți producători. Da, sunt foarte mulți producători care s-au asociat. Sunt asociații și cooperative care produc Să și care educăm vând în cetățeanul, supermarketuri. să consume produse românești și prima oară începe, noi prima oară ne uităm, bă, nu cumpăr de la vecinul, că trebuie să moară capra vecinului, pentru că de asta nu cumpără. Nu din alt motiv, nu că n-ar fi produsul bun, de el nu cumpără de la vecinul, cum adică eu scalic, nu cumpăr de la că să crăpe capra lui. Cam asta e poezia românului și trebuie să schimbăm optica asta, să se ducă să cumpere de la colegul, de la vecinul, să cumpere de la el, pentru că și colegul va veni la tine și va cumpăra. Și a fost o emisiune foarte interesantă la un coleg de-al nostru din Elveția, în care era o discuție și vreau să o spun neapărat. Întreba pe unul de la o pensiune, domnule, dar dumneavoastră de ce dai pe bulca asta de pâine 1,50 euro? Că la supermarket aici la tine în sat e 30 de euro cenți. Și o chestiune elvețianul foarte deșteaptă, deci a rămas gura căscată. Și zice, eu dacă mă duc la supermarket să cumpăr la 30 de eurocenți, Hans care face pâinea asta dă faliment. Dacă dă faliment el, eu trebuie să-i plătesc ajutor social și taxe. Și el nu mai plătește taxe, impozite, nu o să mai am Corect. lumină, nu mai am aia. Și atunci mă duc la Hansa meu și cumpăr cu 1,30 euro și merge toată lumea, chiar dacă nu-l iubesc foarte mult pe Hans. Despre asta este vorba. Deci vorbim despre o civilizație, o cultură de consum a produselor locale. Din cauza asta au dispărut mulți gospodari și mulți producători, pentru că odată au fost unii care au umblat cu mișmașul și au falsificat produsele, dar alea se rezolvau prin autoritățile statului și doi, pentru că n-am avut o politică de consum a produsului românești, pentru că tot ce a fost cu etichetă colorată și cu pâine de aia gonflabilă, dacă mai țineți minte când după Revoluție pâinea aia turcească și mâncai trei pâini până ajungeai acasă și după aia te duci la oncologie, la Iași, mai la deal. Da. Dur, trist, dar adevărat, și mie îmi pare rău să spun că a trebuit să vină pandemia de COVID ca să ne trezim puțin la realitate și să începem să căutăm producătorii locali. La fel de trist și la fel de dureros este că atât a și ținut această preocupare, cât a ținut pandemia, din păcate. Sigur că trebuie să fim corești și să spunem că, din păcate, nu foarte mulți își permit să cumpere alimente, dar și prețul nu este neapărat mai mare, dimpotrivă. Trebuie doar să căutăm și să fim puțin mai atenți. Până la urmă, exact cum spuneai, e vorba și de sănătatea noastră, sau în primul rând de sănătatea Sănătatea noastră. noastră. Toți suntem consumatori, Deci, nu. noi în loc să ducem o politică din punct de vedere al consumului de pâine, o de o pâine de calitate, pentru că avem producători români care produc pâine de calitate, consum de carne, producători români, noi dăm bani ca să mai construim un spital de oncologie. Ce să zic mai mult? Chiar mi-ai dat o idee, o să fac eu cu medic, o să fac o emisiune pe tema asta cu privire la cazuistica consumului de carne și legat de partea de cancer la nivel de sistem digestiv. Da. O politică bună de cum să zic, de marketing sau cea mai bună politică de vânzare adresată firmelor este, ca să ai succes în afaceri, întotdeauna pune-te în locul clientului. Și cred că dacă mulți ar gândi așa, chiar și în agricultură și mai ales pe partea de industrie alimentară, lucrurile astea puțin diferit. Încearcă să vezi ce își dorește clientul, gândește-te și la sănătatea lui. Mie îmi place când aud fermierii, micii producători spunând:
cum să nu am grijă la ceea ce produc, cum să n-am grijă ce bag în pământul ăsta, când ceea ce vând la piață le dau de mâncare și copiilor mei. Și poate unii dintre cei care ne privesc spun în momentul ăsta, iar vine asta și ăsta și asta Da, și dacă. jurnaliștii ăștia cu vorbele și cu gândurile lor, dar este o realitate. Așa cum am spus, de 20 și ceva de ani, peste 20 și ceva de ani, facem asta. Stăm la masa fermierului, stăm cu el la masă, cu problemele lui, le ascultăm, încercăm să găsim soluții, ducem mai departe către public și către autorități problemele cu care se confruntă și îmi place să cred că fermierii, și ăsta este un mesaj pe care îl adresez deschiși față de noi sau poate chiar mai deschiși față de noi, presa agricolă nu este o presă care aduce senzațional, poate mai avem și noi scăpări din dorința de a câștiga mai mult, că până la urmă toți muncim pentru bani în final, Și dar cotă de piață. în general încercăm să fie bine în agricultură, conștienți de faptul că dacă agricultura merge mai departe, avem și noi o pâine de mâncat. Asta este realitatea. Suntem în același lanț al slăbiciunilor de pe piața agricolă românească. Vrem, nu vrem, trebuie să mergem mai departe împreună. Și Și acum nu vreau asta să. este mesajul pe care eu mi-l doresc mai, să zicem că vorbeai la început de 2024 și ce ne dorim noi ca presă agricolă și din discuțiile cu colegii noștri. Asta este, să mergem mână în mână, nu unii împotriva altora, pentru că nu avem unde să ajungem bine. Da, știi că cel mai mare dușman, iar mă repet, este timpul, ne apropiem cu pași repede Evident. de sfârșitul emisiunii, dar a trecut atât de repede, nici nu mi-am dat seama că agroștiința cu Flori și Leo, deja suntem spre ultimele minute. Vreau să mai spun o epigramă, tot de la domnul Constantin Tironu, interesantă, și după aia o frază de final, Nicoleta. Deci domnul Tironu spune așa, student la agronomie, o fi ținând de agronomie, dar după cum se poartă el, mă tot întreb, student să fie sau face parte din șeptel? Da. Interesant. Bingo. Are niște, domnul Constantin Tiron de la Câmpul Moldovenesc are niște epigrame foarte interesante și am zis că la fiecare emisiune o să vin cu două, trei epigrame pentru că le popularizăm și chiar au un substrat destul de interesant și cu șeptelul. Și un cuvânt de sfârșit de emisiune și de început de an. Și de început de an. Eu mă bucur sincer că după peste 25 de ani de activitate doar în presa agricolă, pot să spun că mă identific cu agricultura românească și cu cei care o făuresc, în ideea că prietenii mei, majoritatea sunt din domeniul agricol, unde întorc capul, dau de agricultură. Este ceea ce îmi place să fac, îmi place să scriu agricultură, îmi place să vorbesc despre agricultură și sper din tot sufletul ca fermierii noștri să aibă un an mai bun, cu vreme și vremuri mai bune, cu decizii care să îi favorizeze și să îi susțină în activitatea de zi cu zi. Și dacă sunt probleme, nu uitați, presa agricolă e aici. Da. A fost Nicoleta Dragomir de la Timișoara, președinta Asociației Presei Agricole din România, pentru emisiunea Agroștiința cu Flori și Leo de la Telem. Bună seara, stimați telespectatori, o seară frumoasă și să ne auzim sănătoși la următoarea emisiune.